De la mama am învățat că vârsta e doar un număr. Poți să ai și 50 de ani. Cât ești de mare, dar mă sui pe scaun și tot îi batui. Tot mama avea un mod mai plăcut de a spune că un copil e mai năzbâtios. Ăla? Ăla e milie de picuru dracului. Mama m-a făcut să înțeleg că corpul uman conține foarte multă apă. Te bai de sună apă în capă. Mama m-a învățat cum pot să mă distrez singur dacă e nevoie. Păi mamă, mă plisesc. Ai printit de curs, stai în sus. Cum să-mi folosesc expresivitatea. Nu te strâng, mamă, că rămâi așa. De la ea am învățat ce e aia economii de piață și cum trebuie cheltuiți banii. Las că-ți cumpăr când am bani și n-am ce faci cu ei. De ce e bine să pot argumenta ceva foarte corect? Păi, faci așa, ca așa vreau eu. Punct. M-am învățat că niciodată nu trebuie să dau înapoi. Vezi, poate merge în sar și fii bătuc, te mai bate o dată. Sau cât durează durerea? Te doare? O să strângi pe întinsori. De la mama am învățat ce înseamnă îngheț de zgheț. Mă, dar nu vezi și frig afară, mă, te-ai iudat tot, mă. Hai să faci tursuri la cur. La mama am auzit pentru prima oară de stagiu militar. Lasă că dau eu militaria jos din pod. Mama m-a mai învățat ce sunt simțurile tactile și cum se folosesc. Păi, pune mâna pe card, că altfel pun eu mâna pe mătru. Tot la mama am auzit pentru prima oară ce-i metamorfoza. Da, te-ai dus boșa în vac. Și bineînțeles, mama știa mereu să gestioneze faptul că sunt în continuă creștere. Îți iei o geacă cu 5 numeri mai mari ca să și iei bunul și peste 2 ani. Dacă îi se părea că fac un lucru degeaba, îmi oferea un motiv pentru el. Dacă mai plângi mult, îi bate eu ca să ai pentru și plângi. Mama m-a făcut să înțeleg comportamentul animalelor din alte țări. Dar și crede că în străinătate umblă câinii cu colași în coadă? Înțelegeași foarte bine cum funcționează sistemul urinar. Păi nu te juca cu foc, te chiși în pat. Mama mi-a explicat că animalele pot fi foarte periculoase și foarte versatile. Doamne, dacă nu stai aici, ți-i să mănâncă câinii dintre mă. Bineînțeles, m-a învățat ce e înțelegerea. Ai înțeles? Ai înțeles, un ea știa foarte bine cum funcționează creierul și acumularea de informații noi. Păi dar mânca în timp și înveți, bă, că să mănânci mintea. Deci am adunat atât de multe cunoștințe de la mama încât pot spune cu mâna pe inimă că îi datorez tot bagajul meu intelectual. Un pantalon cât e frigul? Unul cu schinarea goală. Bagă-i pantalonii în tricou. Cum? Băi, nu te uita în fântână, că te tragi moșul în fântână, știi? Uite, dacă te minti, vei să mori eu dacă nu. Băi, nu te uita în fântână, că te tragi moșul și pe tine în fântână. Nu mai bem atâta apă că faci broaște în burtă. Nu mai bem atâta whisky că faci broaște în burtă. Da.